vede? Ah, sa. Ne uitați-l. Cum arată. Făcut împreună cu voi, cozonacul. Așa. Așa. Sper să nu fac pozne. Avem 600 de făină, două întregi, două gălbenușuri. Aici eu am optat pentru miere de albine și am pus circa 140-130 de miere, dar puteți pune 150 de grame de zahăr, 5 grame de sare, 55 de untură, 150 de unt, pastă de mandarine. Puneți după gust sau coajă de portocală, coajă de lămâie, esență de vanilie ce aveți. 150 de lapte, 200, depinde cât de uscată este făina. Și 15 grame de drojdie. Acum, pentru... Am să dau aceste ulei o parte. Pentru cremă o să punem... Eu mi-am pregătit circa 500 de grame de nuci, dar sunt de foarte multe și o să punem 200, 300, depinde cât dorim, de multă cremă. Și am să le cântăresc și am să le mixez aici, să le pun. Vedeți, eu am să le pun și am să le cântăresc și am să le mixez în acest mixer. Nucile sunt calde, așteptăm cu crema și o să începem cu aluatul și după ce terminăm aluatul o să facem crema. Cred că mai este mai bine așa. Să se răcească. Așa. Și acum o să facem, dăm deoparte. O să facem cu aluatul opărit, cum am spus. Și o să punem circa 100 de grame de lapte. O să-l cântăresc. Aici. Îl punem la opărit, îl punem pe foc. Îmi deschid cuptorul. Așa. Și să punem 100 de lapte. Și punem pe foc să se încălzească. Aici cernem făină. Eu am o sită mică, mică. Am să pun cu o lingură. Cât fierbe laptele, noi să cernem așa aici. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi o să facem cozonacul cu aluatul opărit și după aceea o să facem cel cu sărat, cu aperitiv. Eu îl fac în fiecare an, să știți că este foarte bun. Și în interiorul aluatului pun și brânzică de oaie. Și apoi am să pun bucățele de brânză, de caș, de cașcaval în interior. Așa. Să dau puțin de parte, că laptele fierbe. Așa, vom lua... ...30 de grame de făină și o să punem aici în... Și opărim făina cu laptele
și amestecăm așa bine. Și apoi o lăsăm să se răcească și adăugăm drojdia. Uitați. Vedeți? Încă e fierbinte. O lăsăm să se răcească și amestecăm bine să nu avem cocoloașe. Și chiar dacă rămân câteva cocoloașe, să știți că la frământat se duc. Nu vă speriați. Și dacă vă duceți pe canalul meu de YouTube, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase, cine dorește, eu în comentarii pot să las rețetele. Am circa 16 rețete de cozonac și acesta cu aluat opărit și fără aluat opărit și cu ouă întregi și fără frământare și cu frământare multă și cu foarte multe gălbenușuri și cu gălbenușuri și doar din albușuri făcut în loc, fără gălbenușuri, un cozonac simplu, foarte, foarte bun. Și cozonacul cu cacao umplut cu cremă de cu nucă de cocos. Așa. Lăsăm să se răcească puțin că este fierbinte și dăm aici deoparte. Așa. Și terminăm de cernut făină. Așa, ia să punem așa. Făină o încercați cu mânuța și dacă să vedeți cât este de uscată, o strângeți. Vedeți? Și dacă ea se desface, este uscată bine. Dacă rămâne, vedeți, a mea nu este chiar uscată, uscată bine. Mai rămâne strânsă. Ia uitați. Vedeți? Atunci știm cam cât lapte o să intre. Așa. Și acum, cât se răcește drojdia, aici avem drojdia noastră care am pus-o să se răcească. Că dacă punem cât este fierbinte, omorâm drojdia, nu, și nu mai crește. Așa, o las așa aici să se răcească și într-un bol o să punem aici am pasta de mandarine și am să o pun aici ca să se topească. O să punem ouăle. Gălbenușurile. Mierea. V-am spus, cine nu dorește să pună miere, pune 150 de grame de zahăr. Mierea este opțional. Așa. Și punem și sarea. Să se topească aici bine, bine. Și amestecăm.
mai vedem drojdia. Este tot fierbinte, tot caldă. Am să pun și puneți și o linguriță de zahăr aici în, în ia uitați, o linguriță de zahăr, eu o pun așa cu mânuța aici, când punem drojdia să se activeze. Amestecăm așa să se răcească bine, bine, bine. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem cozonacul cu aluat opărit. La cine a venit ziua aici, am opărit făina cu lapte și am pus cam o linguriță de zahăr. Și urmează să punem drojdia. Eu la cozonacii mei pun mai puțină drojdie decât am văzut... Dar puteți pune cum știți drojdia. Așa. Că dacă drojdia este bună, să știți că crește și făina și tot ce punem. Așa. Este aproape rece. Mai dau așa puțin peperiță să se răcească. Și o să adăugăm drojdia. Așa. Și noi mai amestecăm aici să se topească zahărul sau mierea, depinde ce ați pus. Așa, am să pun la topit și untul și contura și să ungeți, să ungeți stăvile cu untură, să vedeți ce fragiți rămân pe mai mult timp. O să le pun așa aici. Am să pun să încălzesc și laptele puțin. Vă pup pe toți! Așa. Să vedem acum. Încălzi puțin laptele, să nu fie fierbinte. Așa. Este călduță, drojdia acum, și putem adăuga drojdia, făina cu laptele, și putem adăuga drojdia noastră. Aici am 15 grame de drojdie și am să o pun așa aici, în interior. Puteți pune și 25 de grame, dacă vă este teamă că nu crește. Așa. Și amestecăm așa bine drojdia. Să se topească. Până se topește bine drojdia. Și vreau să fac și pasca cu ciocolată,
După sondajul care l-am făcut pe YouTube, au spus că doresc să facem împreună pască cu ciocolată și o să o facem. Și la pască cu ciocolată avem nevoie, eu pun ricotta, dar puteți pune și brânzică de vaci. Și o să avem nevoie și de ciocolată. Am să fac un anunț și am să vă scriu toate ingredientele. Să o facem împreună. Așa. Să amestecăm bine să se topească drojdia. Puteți pune zahărul peste drojdie și imediat se topește, se face așa lichidă și apoi o adăugați să vă fie mai ușor. Și o acoperim și o lăsăm să își dubleze puțin volumul. Acum să sperăm că drojdia este bună. Mulțumesc, Mihaela! Mulțumesc, multă sănătate! Paște fericit și ție! Acum am să acopăr și în timp ce amestecăm aici, așa. Am să dau deoparte și lăsăm puțin să crească, să se activeze drojdia noastră, așa. Dacă vedeți că nu crește și nu crește drojdia, nu continuați. Vă duceți și cumpărați altă drojdie mai bună. O încercați. Așa. Că aici trebuie să crească și în momentul când vedem că nu crește și nu crește și nu crește. Nu, nu. Așa. Și dacă a crescut frumos, atunci o adăugăm aici. Așa, am să pun și puțin lapte. Nu s-a făcut. Mai dăm puțin așa la... Și după aceea o să facem și umplutura. Și mâine dimineață ne întâlnim. Depinde când s-a încălzit aluatul, ca să-l punem în tări. Așa. Aluatul trebuie să se odihnească. Cu cât se odihnește mai bine, atunci este și mai elastic și... s-a topit de tot. Ia uitați, s-a topit. Ia să o pun într-un vas mai mare, untură. S-a făcut apă. Așa. Nu uitați, vedeți? Aici începe încet. O mai lăsăm puțin. Așa. Începe să-și facă efectul.
avem drojdia noastră, care a fost făina upărită cu lapte și cu o linguriță de zahăr și cu 15 grame de drojdie proaspătă. Deci am pus 30 de făină și 100 de lapte aici, cu 15 grame de drojdie și cam o linguriță de zahăr sau o linguriță de miere. Eu am optat astăzi pentru miere, dar am pus și puțin zahăr aici, nu contează. Și avem 600 de făină. Deci din acestea 600 de făină, noi ne-am pus 30 aici. Așa, am avut circa 220 de lapte aici, 150 de unt. Aici avem 55 de untură. Aici avem două întregi, două gălbenușuri. Cam 140 de miere de albine am pus. Am să gust dacă este dulce, dar nu-l gust astăzi. Am să-l gust când este gata. Așa. Am pus pastă de mandarine, dar puteți pune și aromă de vanilie, și coajă de lămâie, coajă de portocală. Eu pun pastă de mandarine pentru că dă un gust foarte, foarte bun la cozonac. 5 grame de sare. Așa. Aici avem untul și așteptăm un pic să se facă. Am să dau deoparte și ne preparăm umplutura noastră. Am să dau așa deoparte și să facem umplutura. Cărnucile s-au răcit. Așa. Și pentru umplutura noastră am spus așa că o să avem nevoie de circa, cred că am să pun 200 de grame de nuci. Să le aduc în pală. Mai puțină apă aici. Așa. Să-l maci înainte 150 și după aceea încă am să fac puțină gălăgie. Deci 150, mai punem încă 50. Am să pun 200 de grame de nuci. Încă 50. Și avem 200 de grame de nuci. Așa. Apoi o să punem circa 100 de lapte. Eu am să-l pun laptele unde l-am fiert înainte. Și o să punem 100 de lapte. Și o să-l punem fierbinte peste nucă. Am pus mai mult. Ia. Așa.
fel, în loc de zahăr, ar trebui să punem cam 100 de grame de zahăr peste nucă. Eu am să pun miere de albine, esență de rom și cele două albușuri rămase. Eu nu le bat, le pun pur și simplu așa, dar mai întâi opărim nuca. Opărim nuca, lăsăm să fiarbă. Ia să vedem dacă, vedeți, începe să crească. Facem crema și imediat ne apucăm să frământăm. Aici s-a topit. Așa. Aici am esență de rom. Am două fiole. Am să le pun pe amândouă în interior. Și miere de albine. Puteți pune zahăr. Eu astăzi îl fac cu miere. Și voi puneți zahăr. Dacă doriți, puneți zahăr. Deci 200 de nucă. 100 de lapte fierbinte peste. O să punem cam după gust 100-150 de zahăr. Eu am să pun o lingură, două de miere. Dacă dorim, putem pune și cacao. Circa 30-40-50 de grame de cacao, cât de neagră o doriți și de concentrată. Esență de rom. Și două albușuri care ne-au rămas de la gălbenușuri. Așa. Ia uitați, laptele a fiert și îl punem aici peste. Și amestecăm. Să pun și mierea sau zahărul, ce doriți. Eu mierea o țin în sticle. Așa, și am să pun puțină miere. De miere am pus. Și gustați, crema o gustați, vă puneți zahărul cât credeți că doriți să fie de dulce. Așa, și dăm deoparte. Și amestecăm. Miere se topește acum. Și compoziția, și aluatul, deci eu îl las până mâine. Și mâine dăm la cuptor împreună. Așa. Aici. Punem și cacao. Să punem și cacao. Cacao am pus. Dau deoparte. Punem esența de rom. Două fiole. Și cum s-a răcit un pic, punem albușurile. Ca să nu facem scrob. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm așa bine.
până mâine, numai bine, nu că absoarbe și albușul și e mult mai groasă. Așa. Vreți să fie mai concentrată cu gust de cacao, o puneți mai multă. Să vedem. Încă este caldă. Vedem aici cum arată. Ia uitați drojdia. Vedeți? S-a crescut. Se vede, nu? Așa. Acum. Punem și albușurile. Deci aveți grijă să nu fie fierbinte să faceți omletă. Și amestecăm. Și aceasta este crema noastră. Și o dăm la frigider. Ia uitați, am lăsat puțin mai mare nuca, dar o puteți măcina și mai bine. Așa. Acoperim cu folie. Dăm deoparte. Și ne apucăm să facem aluatul. Crema este gata și o dau aici deoparte și ne pregătim pentru, aici avem laptele, dacă ne mai trebuie. Pregătim să facem aluatul. Am revenit. Iar spălăm mânuțele. Așa. Vedeți drojdia? Ia uitați cum crește. Așa. Și aici avem tot ce ne trebuie să terminăm, aluatul.
văd toate ingredientele, mă dau așa în ea. Așa. Untul și untura. Așa. O să punem drojdia. Ia uitați-o cum se vede. Se vede cum a crescut? S-a făcut ca o spumică. Aici avem drojdia. Acum punem compoziția noastră de ou. Și amestecăm. Să pun și restul de lapte. Și acum o să frământăm cu mânuța. Să pun puțină untură. Și acum frământăm cu untura și cu untul nostru. Frământăm bine, bine. Având în vedere că îl lăsăm până mâine, el nu are nevoie prea multă de prea multă frământare. Și încet, încet incorporăm untul nostru.
Vedeți ce cozonac bun și pufos o să iasă. Cine are robot, poate face și la robot această operație, că pune. Eu încă nu am, am să-mi cumpăr. Dar deocamdată facem la mână. Avem nevoie să facem exerciții la mâini, la degete. Aceasta este ca și o terapie. Așa. Și după ce am terminat, îl punem în vasul nostru. Eu îmi spăl tot ce am făcut aici și ne vedem. Ne vedem când termin, după prânz, să facem cozonacul sărat, aperitiv. Și o să avem tot așa nevoie de ouă, de făină, de drojdie. Eu pun parmezan de oaie sau brânză de oaie, puteți pune. O să punem brânzică și în interior. Așa. Vedeți câtă muncă pentru un singur cozonac. Dar și ce bunătate o să iasă. Eu fac așa câte unul, doi, că nu am putere să frământ mai mult. Așa. Și frământăm până terminăm untul. Îl mai luați, îl mai dați și pe... Așa. Și îl mai trântiți puțin și de masă, din când în când. Așa, îl apucați și îl trageți. Apucați și trageți și răsuciți, vedeți? Mai punem încă puțin unt. Și cum v-am spus, ungeți stăvile cu untură ca să rămână fragezi și nu se usucă. Îl batem încet și îl împăturim. Vedeți? Așa. Mulțumesc, Eugenia! Am spor! Să știi că facem și cozonacul sărat după prânz. Fac o pauză
ca să-mi pun la loc toate și după aceea o să-l facem și mâine îi punem pe la cuptor. Așa. Și apoi o să facem, să vedem, să facem și o păscuță de ciocolată. Voi ce bunătăți preparați de sărbători? Eu prepar sărmăluțe, salată bio, fripturică de miel. Noi, eu am făcut și Paștele Catolic aici, că noi sărbătorim pe amândouă. Și la Paștele Catolic am făcut friptură de miel, am făcut grătar și lasagna. Și am făcut o pască, pastiera care se face aici. Și atât. Și acum ne pregătim pentru Paștele Ortodox. Așa, să adăugăm tot și după ce este gata, îl putem pune... putem pune în castronelul nostru. Pupici Marina, bine ai venit! Bine ați venit! Astăzi facem în direct cozonacul pas cu pas. Am început cu ingredientele, le-am cântărit împreună. Și după o pauză, în jur de două, cred că am să intru, să-mi termin de pus la punct aici în bucătărie. Să facem cozonacul sărat. Cozonac aperitiv cu brânză. Tot la fel, cu drojdie, cu ouă. Așa. Încă puțin și am incorporat tot untul. Să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă încercați această rețetă. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Așa. Mai adăugăm puțin unt, de mare și lapte. Adăugăm pe tot. Și să amestecăm totodată. Și îl împăturim, îl batem și îl împăturim. Să știți că n-am gustat și nu gust cozonacul până duminică. Până duminică nu gust nimic din ce gătesc. Cam asta e.
Vid, cred că internetul nu merge așa de bine. Acum am să pun aici aluatul. A dispărut, nu-i așa? Așa. O să-l acoperim. Aici avem crema. Ia să vă arăt și crema. Le punem pe amândouă. Acum lăsăm crema să răcit. Le dăm, eu le dau la frigider până mâine dimineață. Ia uitați, crema deja s-a întărit. Vedeți? Aceasta este crema. Aluatul ăla avem aici. Acum le acopăr cu folie pe amândouă. Vedeți? Așa. Și dau la frigider până mâine dimineață. În acest timp aluatul se odihnește și o să-l lucrăm foarte, foarte bine mâine dimineață. Și îl scoatem, ne trezim la 5, la 4, la 3 de noapte, îl scoatem și îl lăsăm la temperatura camerei să se încălzească. Și după aceea îl facem. Și ne vedem mâine dimineață cu aceste două, cu crema și cu cozonacul. Să știți că eu nu pun rahat la cozonac, dar cine dorește poate pune și rahat. Eu mai pun stafide, ma rahat nu pun pentru că nu-mi place, nu-mi place mie. Dar cine dorește poate pune și rahat. Le dăm la frigider până mâine dimineață. O să avem nevoie de puțină untură. Vedeți, am să iau și am să mâng tava. Mângem bine tava așa cu untură. Vedeți? O dăm așa peste tot. Și pe fund. Și apoi punem hârtie de copt. Aceste foi și am să pun una aici și una aici. Și această foaie o punem pe mijloc, așa. Puțin ulei sau cu făinuță, cu ce doriți. Să... Și aici am aluatul de aseară, care l-am făcut ieri. Eu dimineața l-am scos din frigider și având în vedere că el este foarte rece, are untură, are mai unt în interior, eu l-am lăsat să se încălzească, apoi l-am frământat bine, bine, bine ca să se încălzească untură, untul și după aceea a crescut. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și îl punem aici pe masă. Și eu cred că o să-mi ajungă aici în tavă pentru un cozonac. Și am să-l împart așa în două. Ia uitați aluatul cum arată. Vedeți? Așa. Și îl împărțim așa în două. Aici avem crema noastră umplută, făcută tot de aseară și ținută la frigider și scoasă dimineața să nu fie rece. Așa, ce frumos miroase. Așa. Și acum am să dau ușa deoparte. O să întindem mai întâi unul și pe urmă pe celălalt. Și să știți că l-am lucrat puțin dimineață pentru că când îl scoateți, acest aluat seamănă ca aluatul de acela dulce pentru aluatul fraged. Dar trebuie,
trebuie frământat. Frământat că s-a întărit untul, s-a întărit grăsimea. Puteți întinde și cu sucitorul dacă doriți. Așa, puneți puțină făină. Așa. Ia să vedem dacă nu mi se lipește, nu se lipește. Așa, ia să vedem. Și punem jumătate din umplutură. Așa. Punem jumătate din umplutura noastră. Așa. Și o întindem. Eu am lăsat nuca puțin mai mare, măcinat un pic mai mare de data aceasta. Nu mai pun nici stafide și nici rahat. Pun doar cu nucă. Așa, și întindem așa bine. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi terminăm cozonacul început ieri. Și mi-am propus să facem mielul de pâine, cu pâinea făcută cu ou, cu lapte. Imediat o să facem. Punem la crescut în tavă. Și așa. Și o să facem și linte, linte de post, cum o fac eu. Se face repede, repede, linte uscată, fără să o punem, o spălăm la început. Așa. Asta sunt trei rețete. Și acum întoarcem. Întoarcem așa, încet. Asta o să ne vedem și mai când o să fie gata și cozonacul. Scos din cuptor, am să vi-l arăt. Așa. Și avem prima foaie. Strângem așa pe margine aici și o să întindem pe cealaltă. O întindem așa cu mânuțele. Puteți întinde și cu sucitorul, cu puțină făină și imediat întindeți. Așa. Și punem cealaltă umplutură. Și acum răsucim. Încet. Este foarte moale aluatul. Este pufos, pufos. Așa. Cred că am făcut
făcut o foaie mai mare și una mai mică. Așa. Și apoi o să-l dăm cu gălbenuș și cu puțin lapte. Așa. Și-l lăsăm la crescut acum. Ia uitați, o să iasă un cozonac mare, mare. Așa. Îl dau deoparte. Aici am un ou. Și am să-l separ. Și am să pun doar gălbenușul. Așa. Și cu puțin lapte, cam o lingură de lapte, nu mai mult. Pun direct de la frigider. Cam atât. Aici avem un pensonaj și cu un pensonaj amestecăm bine, dăm albușul deoparte. Amestecăm așa bine gălbenușul nostru și ungem cozonacul. Așa. Lungem bine, bine peste tot. Eu am să-i pun și niște nuci deasupra. Voi ați făcut cozonaci sau încă nu? Așa. Mungem așa bine. Să pun și nucă. Ia uitați, miez de nucă. Punem așa deasupra. Este prăjită nuca mea. Așa. Îl lăsăm să crească bine și după aceea îl dăm la cuptorul preîncălzit, trebuie să fie, și îl lăsați la o... mai întâi îl lăsați 10 minute la temperatură mai mare, circa 200, și după aceea dați la mic. Așa. Mai se vede. Așa.
ungem puțin cu ou, așa, pe lângă. Și terminăm de uns cu acest gălbenuș. Așa. Ia uitați, îl lăsăm să mai crească, vedeți? Așa. Ia uitați cozonacul cum a venit. Așa. Și vedem cum arată în interior. Este moale, moale, moale. Ia uitați cum arată. Așa. Astăzi mi-a ieșit așa. Mi-a ieșit. Ia uitați-l. Astăzi mi-a ieșit așa. Și acesta este cozonacul cu aluat opărit. Ia uitați-l cum arată. Așa, el așa a ieșit astăzi. Și la rețeta care o am, am să vă dau tăvile. Eu am făcut într-o tavă mai mare, dar să le faceți, să faceți doi mai micuți. Că eu am făcut din 600 de grame de făină și am vrut să-l fac mare, mare. Și acestea sunt numai bune, împărțit în două, și o să iasă de cozonături potriviți. Și am mai pus și hârtie în sus și de aceea s-a și lăsat. Că nu am tăvi înalte, am să-mi cumpăr. Vedeți? Cozonacul, cum arată. Eu aș rupe așa o bucată să vedem cum arată în interior. Ia să văd că este încă călduț. Mâine aș fi vrut să-l... Ia uitați-l cum arată. Mâine aș fi vrut să-l tăiem felii. Să-l tăiem feliuțe. Cald, cald, cald. Ia să vedem. Ia uitați cum arată în interior tăiat. Așa arată. Se vede? Așa. Ia uitați cum arată. Făcut împreună cu voi cozonacul. Așa. Așa. Sper să nu fac pozne. Așa arată. Cu aluatul părit. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă doresc sărbători fericite, Paște fericit și binecuvântat. Și ne vedem cu următoarele rețete. Vă pup dulce și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. La revedere! Sărbători fericite!